Te salut! Mari Paraschiv aici, bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom aborda o nouă tematică pentru Weekly Wiki Wine. Avem alături un pasionat de vinuri care își dorește să învețe mai multe despre vinul alb. Salut! Salut, Mari! Bine ai venit! Astăzi avem la degustare un Aligoté din Burgundia. Ok. Din Franța. Hai să vedem ce. De obicei, în Burgundia, zona este cunoscută pentru plantațiile de Chardonnay. Este cea mai cunoscută regiune din lume pentru cultivarea Chardonnay-ului. În materie de vinuri roșii se produc niște vinuri roșii foarte bune din Pinot Noir, însă, ți-am pregătit o surpriză astăzi, vom descoperi un Aligoté. Ar trebui să ne așteptăm la un vin foarte fresh. Aligoté-ul, prin natura lui, este un vin fresh și mineral, proaspăt. Recolta anului 2021. O culoare foarte intensă. Bun. Vom încerca să-l analizăm ca la carte. Prima dată îi analizăm culoarea. Vinul este auriu intens. Pe margini nu are reflexii verzui. Este auriu, strălucitor, este limpede și cristalin. Ok, și ne spune ceva asta din doar analizând culoarea? Te poți aștepta la ceva în legătură cu vinul? Putem să-i descoperim vârsta vinului. Ok. Are o culoare vie, strălucitoare. M-ar fi păcălit un pic, aș fi zis că e 2020 după culoare. Ok. Vedem ce ne spune nasul. Prima dată îl mirosim fără să agităm vinul în pahar, să vedem ce aromă putem să descoperim acolo. Okay. Al doilea nas îl descoperim agitând vinul în pahar, pentru că astfel vinul în contact cu oxigenul se deschide. Okay. Iar aromele lui ar trebui să iasă mai repede la iveală. De aceea și vinurile roșii se aerează uneori ore întregi. Într-adevăr, se simt foarte multe flori albe, flori de câmp, dar nu știu dacă simți tu o notă fructată acolo. Caisă, piersică, citrice, cum ar fi lămâie, pomelo, grapefruit. Ceva din spectrul acesta. E posibil la citrică, da? Parcă m-aș duce spre pomelo, eu. Vă mai aștepta un pic cu el, pentru că pare că i-ar prinde bine ușoară aerare. Măcar 10 minute, ne mai stăm de vorbă. Da. E un vin care vine din învalchi. Prima dată avem fructe galbene, piersică și caisă, avem un pic de mango, avem și un pic de lemn. A fost maturat în lemn. Folosesc francezii în mod obișnuit în niște cuve, în niște budane mai mari. Okay. Francezii de obicei nu înneacă vinul în stejar. Nu simțim prea multă vanilie în vinurile lor, cum simțim în chardonnay-urile din America, renumitele chardonnay-uri din America. Uite, ia o gură de vin, plimbă prin gură, savurează gura aceea de vin și apoi, după ce îl înghiți, gândește-te cât de lung este postgustului. Așa putem identifica și calitatea vinului. Dacă după ce îl înghițim, senzația aceea se duce imediat, dispare în primele secunde, înseamnă că vinul are un postgust foarte scurt, un final foarte scurt. Okay. Dacă persistă senzația mai mult de 5 secunde, trebuie să fie o senzație plăcută, nu să ardă sau nu știu ce. Dacă este o senzație plăcută și persistă mai mult de 5 secunde, înseamnă că este un vin de calitate. Avem de-a face cu un Aligoté deosebit. Mm-hmm. De acord cu tine. Foarte interesant. Da. Cea mai întâlnită expresie a Aligoté-ului este vinul foarte fresh, ușor de înțeles, dar aici avem un vin, cum spuneam, produs din vițe bătrâne, un vin baricat. Ar trebui asociat cu o mâncare mai complexă. Poate un pește mai gras sau platouri de brânzeturi maturate, brânzeturi franțuzești. Dar deja am stat 5-10 minute și am vorbit un pic despre el. L-am gustat de câteva ori și am impresia că la fiecare, nu știu, 3-4 minute când îl gust, își dezvoltă altfel. Da, e firesc gustul. Pentru că odată ce intră în contact cu oxigenul, vinul se deschide, își schimbă treptat aromele, iar aici nu se mai simte nota aceea închisă, ci mai degrabă iese în față fructul exotic. Okay. Lemnul s-a dus, alcoolul este bine integrat și rămân notele acestea de fructe. Fructe coapte, fructe exotice. Bun, am descoperit acest vin și cu siguranță voi continua pe el, dar ca să am termen de comparație, să am
de aici, de la punctul ăsta de pornire, unde ar trebui să mă mai duc, ce ar trebui să mai explorez? Interesant și provocator. Știi? Ți-aș recomanda un chardonnay vinificat de un francez în Argentina. El Enemigo. 2020, okay. Anul de recoltă. Okay. Ți-aș mai recomanda... Da, un chardonnay Burgum Novum din Sud-Tirol, Alto Adige, din nordul Italiei, o zonă, okay, cu aciditate foarte ridicată, dar vinul este la fel baricat, este intens, este gastronomic, la fel cum este și acesta. Și desigur, dacă vrei tot din Burgundia, o să încerci și alte vinuri deosebite din regiunile Volne, Pomar, Pulini, Morașe, vecini, ca să poți să compari vinuri din aceeași regiune. Ok, ok. Da, și de la același producător. Ok. Degustările acestea comparative sunt foarte interesante. Mulțumesc mult de tot pentru această oportunitate și mi-a plăcut foarte mult. Sper să ne mai întâlnim. Cu drag. Sper să revin. Cheers.